Exercițiul Scutul de Foc are ca scop instruirea comună a subunităților din artilerie și creșterea nivelului de interoperabilitate dintre cele două armate. În cadrul aplicațiilor au fost antrenați circa 300 de ofițeri și subofițeri din subunitățile de artilerie din Armata Națională și peste 20 de militari români. Exercițiul Moldo-Român Scutul de Foc se desfășoară pentru al treilea an consecutiv în Republica Moldova. Aplicațiile au avut loc la baza de la Bulboaca. Capabilitățile de pregătire tactică și antrenament ale poligonului vor crește în următoarea perioadă cu suportul financiar al Statelor Unite. Forțele navale ale SUA investesc între 100 și 250 de mii de dolari pentru construcția 8 clădiri, inclusiv un hotel și un centru comercial pentru cursanți. În luna august, la Bulboaca au avut loc exerciții militare moldo-americane Dragon Pioneer.